Un subofițer de la un sector de poliție din Bălți își terorizează vecinii de bloc. De mai bine de jumătate de an, polițistul ar face presiune asupra unui cuplu de bătrâni, pentru ca aceștia să-și vândă locuința. Plecarea vecinilor i-ar permite omului legii să pună mâna pe aproape întreg blocul locativ. Bărbatul susține că este proprietarul a 5 din 8 apartamente. Tatiana și Mihail Urzanovski, părinții consilierei municipale Svetlana Urzanovskaya, locuiesc în acest bloc de pe strada Mihai Viteazul din Bălți de jumătate de secol. În ultimele 6 luni, liniștea lor este perturbată de acțiunile vecinului, care periodic execută lucrări de reparație în cele 5 apartamente. Bătrânii spun că meșterii ar fi deteriorat o parte din peretele portant din interiorul clădirii. Fundamentul уже старый, все. А землетрясение этот дом пережил уже сколько. В субботу я на кухне там готовила и раздался такой хлопок. Или стенка лопнула там за обоями не видно, или что, не знаю. Ну когда-нибудь все обрушится здесь. Пустота. Здесь весь раствор известковый посыпался. Посмотрите сами. Видите? Здесь ровно, а здесь вот, вот как идет. Смотрите. Пожалуйста. Вот пузо. Numeroasele adresări organelor de drept nu au adus niciun rezultat. И ответ приходит как под копирочку. Один и тот же ответ. Они беседовали с соседями. И соседи сказали, что якобы этот Александр очень корректно себя ведет со всеми соседями. Где же они в этом доме нашли соседей, когда их нет? Нету. Здесь только мы живем, и он здесь живет. Все, одни в России, другая в Италии. Polițistul ar fi schimbat samovolnic sistemul de livrare a agentului termic. Vecinii au sesizat întreprinderea de resort, fapt ce l-a nemulțumit pe omul legii. Вот с этой вот всей злости, что сейчас происходит с этим отоплением, с этим всем, он заявил, веревки белевые убрать. Мол, якобы ему доступ к гаражу нет. Там пенек черемухи срубленный. Значит, один день он сначала ветки срубил. Увидел, что мы промолчали. В воскресенье он спилил ствол, и кроме того, он еще его сжег. Паяльная лампа. Соци Урзановски ар фи фост аменинцат ши де татал вечинулуй Буклукаш. Юра, папа этого красавца нашего, выходит и оскорбляет мужа и угрожает ему. Полным... Как и что он тебе? Он меня назвал дебил. Вышел весь белый такой. Вот так. Я уже думал, что он меня ударит. Он начал мне, я вам сделаю, да я это вот, да мы еще что-то там. Vecinul Nărăvaș este polițistul de sector Alexandru Kazakov, care își desfășoară activitatea la sectorul de poliție numărul 2 din Bălți. Echipa de jurnaliști Nord News a încercat să obțină un comentariu din partea omului legii privitor la acuzațiile aduse de cuplul Tatiana și Mihail Urzanovski. Din păcate, el nu a fost prea receptiv cu reporterii portalului nostru. Mai mult, el a manifestat un comportament violent на адреса журналистов. Я вам еще раз говорю, не снимайте, или вы не слышите? Я не имею права не снимать. Зачем ты трогаешь? Зачем трогаешь? Да, зачем трогать мою технику? Вот правда, что вы купили в этом доме 5 квартир? Вы хотите выкупить эту квартиру этих соседей? Într-o discuție telefonică, polițistul a afirmat că este proprietarul a jumătate de bloc. Alexandru Kazakov este angajat la Inspectoratul de Poliție Bălți din martie 2019. Deși declară că îi aparține jumătate de bloc, polițistul nu își indică proprietatea în declarația de avere și interese personale la Autoritatea Națională de Integritate. Potrivit datelor oferite de Registrul Cadastral, proprietarii celor 5 apartamente sunt părinții și bunica lui Alexandru Kazakov. Conform documentului, posesorii primului apartament cu o suprafață de 35 de metri pătrați sunt Tighineanu Kazakov Larisa și Kazakov Yuri, pe care l-au cumpărat anul trecut. Alte 4 locuințe din blocul cu 2 nivele îi aparțin bunicii lui Alexandru Kazakov, Tighineanu Tatiana, și suprafața totală a apartamentelor este de 140 de metri pătrați. Activista civică Diana Grosu crede că acțiunile polițistului de a face presiune asupra vecinilor contravin legii, iar organele competente trebuie să se autosesizeze.
Codul civil spune că dreptul de proprietate privată este un drept garantat și nimeni nu poate fi silit să cedeze acest drept. Și eu cred că este strigător la cer că noi acum avem cazuri în care oamenii sunt presiuni făcute asupra oamenilor pentru a ceda dreptul lor la proprietate. Noi suntem un stat de drept și nu este admisibil și cred că toate instanțele și organele de drept trebuie să se sizeze pe acest caz și noi ca societate civilă trebuie să informăm lumea. Amintim că un caz similar a fost înregistrat anul trecut la Chișinău, unde un bărbat își chinuia vecinii 24 din 24 cu muzică de înmormântare.